Acest program este destinat și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună seara și bun găsit la Telejurnal. Lipsa precipitațiilor creează în continuare probleme agricultorilor. Detalii în Telejurnal, acum titlurile ediției. Este alertă de pestă porcină în județul Gorj. Mai multe focare sunt active, iar autoritățile iau măsuri pentru ca virusul să nu se răspândească. Curtea Spitalului de Pediatrie din Pitești a fost transformată de elevii Liceului de Artă din Ulipati într-un loc de pasm, menit să aline suferința micilor pacienți. Vă arătăm imagini în Telejurnal. Pregătirile pentru târgul de Crăciun din Craiova sunt pe ultima sută de metri. Târgul se deschide vineri, 11 noiembrie. Un bărbat de 44 de ani din Craiova s-a ales cu dosar penal după ce polițiștii au descoperit în mașina acestuia mai multe bijuterii din aur și argint, îmbrăcăminte, încălțăminte și parfumuri contrafăcute. Bunurile care au intrat în țară fără să treacă pe la controlul vamal au fost confiscate. În urma unui control, polițiștii au găsit în mașina respectivă, în care se mai afla și o femeie, aproximativ 1300 de grame de aur, 770 grame argint și 123 de articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și parfumuri, purtând însemnele și inscripțiile unor mărci înregistrate pentru care nu s-au putut prezenta documente de originalitate sau autenticitate. Valoarea totală a bunurilor este de aproximativ 380.000 de lei. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă și punerea în circulația unui produs, purtând o marcă identică sau similară cu una înregistrată pentru produse identice ori similare. Cercetările sunt continuate, urmând a fi dispuse măsuri legale. Noi focare de pestă porcină au apărut în județul Gorj, spre disperarea fermierilor care s-au uitat neputincioși cum le sunt sacrificate animalele. Pentru a scăpa de virus, autoritățile au luat mai multe măsuri, printre care și eutanasierea porcilor din focarele depistate. La Gorj au fost omorâți în numai 3 săptămâni peste 20 de porci. Fermierii și-au toate măsurile ca pesta porcină să nu ajungă și la animalele lor. Având în vedere că nu intră nimeni decât noi ai casei, iar noi nu ne ducem în altă parte, Doamne ferește să aducem cumva, le dăm mâncare controlat, apă, făină, tot uscat, avem porumbul nostru, nu merg pe câmp, aici nu vin mistreții să ia contact și atunci sperăm să fie ok. Reprezentanții Direcției Sanitar Veterinare monitorizează măsurile de biosecuritate în jurul exploatațiilor de porcine. Furajul contaminat de porci mistreți este primul indiciu care duce la infestare. Avem medicii concesionari care monitorizează starea de sănătate. Se practic vizitează fiecare exploatație în care există porci și monitorizează starea de sănătate a lor, dacă sunt clinici sănătoși. Iar acolo unde sunt semne că ar fi bolnavi, se recoltează probe de sânge pe care le lucrăm deocamdată în laboratorul de la Craiova. Primele semne ale pestei porcine africane pot fi dificil de observat în fazele inițiale ale bolii. Totuși există manifestări care le pot da de bănuit fermierilor că animalele sunt bolnave. Le luăm temperatura. Trebuie să aibă în jur de 41 de grade, când depășește 100% e pestă, porcul o să fie vânăt, o să aibă o roșeală, niște pete pe burtă, o să fie ca un, cum să zic, ca un om beat, o să se clatine, nu o să stea în picioare. În doar 3 săptămâni în județul Gorj au fost uciși peste 20 de porci. Fermierii care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pot primi despăgubiri. Animalele trebuie crotaliate și trebuie introduse în BND. Asta e măsura obligatorie. Și totodată proprietarii animalelor trebuie să respecte măsurile de biosecuritate. Biosecuritate, ca să înțeleagă toată lumea, înseamnă că trebuie să-și ia toate măsurile ca virusul să nu pătrundă în exploatația respectivă. Inspectorii sanitari veterinari spun că târgurile vor rămâne închise de sărbători din cauza extinderii cazurilor de pestă porcină.
Probleme în agricultură din cauza lipsei precipitațiilor după o vară secetoasă și toamna a continuat tot fără ploi. Spre disperarea fermierilor, oamenii se plâng că lipsa precipitațiilor din sol creează probleme culturilor semănate în toamnă, pentru că sunt suprafețe mari în care acestea nu au răsărit în totalitate. Mai mult, vremea nu pare să dea semne de schimbare, cel puțin în Oltenia. Meteorologii nu aduc vești bune. Ei anunță precipitații în zonă spre sfârșitul săptămânii, însă izolat și în cantități mici. Ion Medelete este unul dintre fermierii din Dolj care a reușit să semene și să are aproape toată suprafața pe care o deține, aproape 500 de hectare. Cu toate acestea, agricultorul susține că lipsa precipitațiilor din această toamnă dăunează culturilor semănate și speră să plouă cât mai repede, pentru că în zonă nu există sistem de irigații. Avem o răsărire la grâu foarte slabă. Arăturile s-au făcut foarte greu, care s-au făcut, s-au lucrat foarte greu. Motorina știm bine cum a fost, foarte scumpă. Ce să vă spun? V-ați mai confruntat cu o situație asemănătoare? Da, în anii trecuți, dar nu erau atât de scumpe inputurile și motorina. Nu erau atât de scumpe. Dădeai o tonă de grâu, luai o tonă de îngrășăminte. N-avem sistem de irigații, nici nu o să avem curând și depindem de Dumnezeu, de ploaie. În mai multe zone din Dolj nu a mai plouat de mai bine de 2 luni și sunt suprafețe mari unde culturile nu au răsărit în totalitate. Seceta pedologică face ravagii. Deja procentul de răsărire la plantele semănate în toamnă este foarte, foarte scăzut. Și plantele sunt firave datorită lipsei de apă, datorită temperaturilor totuși ridicate. Deja suntem în prima decadă a lunii noiembrie și la noi în zonă n-a mai plouat de 2 luni jumate. A avut puțin noroc cu ploaia care a venit atunci, pentru că s-au putut pregăti parte din terenuri care au fost însămânțate cu chiu cu vai. Specialiștii susțin că lipsa precipitațiilor din această toamnă a afectat toată Oltenia și există un mare deficit de apă în sol. De circa 30-35 de zile nu s-au înregistrat precipitații în zona Olteniei. Deci iată, avem un record, am putea spune, în această privință. Și este vorba de întreaga zonă a Olteniei, pornind din nord, deci din zona aferentă stației meteorologice Târgu Jiu și până în sud, undeva în zona stației meteorologice Vechet. Desigur, deficitul de apă este cu mult mai mare în sudul regiunii Oltenia, în zona nisipurilor, dar deficitul de apă se manifestă și în celelalte zone. Situația nu pare să se schimbe nici în următoarea perioadă, pentru că meteorologii nu aduc vești bune. Spre sfârșitul săptămânii sunt anunțate precipitații, însă pe arii restrânse și în cantități nesemnificative. 54.000 de vulceni ar trebui să beneficieze de condiții decente de trai începând cu anul 2025, datorită unui proiect în valoare de 300 de milioane de euro. Fondurile europene au fost accesate prin programul operațional Infrastructura Mare pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea. Demersurile pentru accesarea fondurilor europene au început în 2014 și s-au concretizat prin semnarea contractului de finanțare în prima săptămână din noiembrie 2022. Proiectul implementat de Asociația de Dezvoltare Intracomunitară APA Vâlcea ar trebui să se implementeze în următorii 3 ani. Un proiect care va fi etapizat, un proiect care va rezolva problema alimentării cu apă și apă uzată și canalizare în 34 de unități administrative teritoriale și care va ridica nivelul de trai, de viață a 54.000 de locuitori din județul Vâlcea. După ani de zile, ani complicați, în care, din păcate, unele localități au fost excluse din proiect, după ani de zile, vorbim despre o sumă uriașă care se va investi în sistemul de alimentare cu apă și canalizare, o sumă record pentru istoria județului nostru. Printre cei 54.000 de beneficiari ai proiectului se numără locuitori din Râmnicu Vâlcea, Drăgășani, Brezoi, Băbeni, Horezu, Vaideni și alte câteva zeci de localități. În Râmnicu Vâlcea se va interveni cu prioritate pe strada Dealul Malului și în zona Goranu. Pentru Râmnicu, cât și pentru cele 34 de UAT-uri, plus celelalte 11 pe care vă mai vedem, este un rezultat fantastic. Acum greul
începe cu adevărat, în sensul că echipa de implementare trebuie să mobilizeze exemplar, pentru că maxim 3 ani de zile acești bani trebuie cheltuiți și trebuie cheltuiți conform legii. Prima lucrare care va începe în municipiul Gâmbulcea și dorită foarte mult de cetățenii municipiului este vorba de canalizarea pe dealul Malului. Este o stradă extraordinar de frumoasă, unde nu avem canalizare. Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Vâlcea prevede înființarea 25 de sisteme de alimentare cu apă și 15 sisteme de colectare și tratare a apei uzate. Elevii și profesorii secțiilor de arte plastice și arhitectură ale Liceului de Arte Dinului Patu din Pitești au înfrumusețat spațiul de joacă al Spitalului de Pediatrie printr-o pictură de 64 de metri. Opera înfățișează personaje din basme și are rolul de a-i înveseli în egală măsură pe micii pacienți și pe aparținătorii acestora. La realizarea ei au participat aproape 200 de elevi cu veleități artistice. Pictura a fost terminată cu succes, ideea micilor artiști fiind îmbrățișată imediat de conducerea spitalului, care a pus la dispoziția lor toate materialele necesare. Este vorba despre o pictură care aduce un zâmbet inclusiv pe chipul unui adult, da? Păi, pe chipul unui copil. Vremea frumoasă i-a ajutat pe pictor să încheie lucrările în timp record. Ideea centrală a lucrării a fost să realizăm o compoziție decorativă care să aline suferințele copiilor internați în cadrul spitalului. O lume de bază în care spațiul acvatic, terestru și cosmic se unesc, se contopesc. Primarul Piteștiului a fost încântat de lucrarea realizată de artiști și a propus echipei implicate în proiect o colaborare cu municipalitatea, astfel încât și alte zone din oraș să fie înfrumusețate cu picturi murale artistice. Eu am venit doar ca să vă felicit, sunt absolut impresionat de ce ați făcut aici. Noi căutăm de mult așa ceva, Primăria Pitești, așa că v-ați făcut cu un parteneriat cu Primăria Pitești. Cei mai încântați au fost artiștii, care spun că au fost fericiți să lucreze pentru o cauză nobilă. Ne-am implicat 100%, am încercat să dăm tot ce am putut mai bun, ne-am ascultat domnii profesori și a ieșit ceva spectaculos. A fost foarte multe ore de muncă în spate și profesorii noștri s-au străduit foarte mult, dar atât timp cât am făcut pentru copii, totul a fost perfect. A fost ceva special, ceva nou, dar plăcut. Locul de joacă și relaxare din curtea Spitalului de Pediatrie din Pitești va fi dat în folosință într-o săptămână. Pregătirile pentru târgul de Crăciun din Craiova sunt pe ultima sută de metri. Magia sărbătorilor poate fi deja resimțită în centrul vechi și piața Mihai Viteazul, unde se fac ultimele finisaje. Cei mai buni artiști din România vor deschide târgul de Crăciun pe 11 noiembrie. Andra, Ina, Carlos Dreams, Ina Rimes, Nicol Șeri și mulți alți artiști vor face un adevărat spectacol când sunt programate premiile muzicale românești. The Artist Awards va avea loc vineri de la ora 17 pe strada Icuza, zona English Park. Căsuțe de poveste unicat, un brad înalt de peste 20 de metri, peste 1 milion de beculețe și figurine luminoase, dar și un patinoar de 700 de metri pătrați sunt pregătite să-și aștepte oaspeții la târgul de Crăciun de aici din Craiova, care se va deschide vineri. Târgul de Crăciun se întinde pe o suprafață de peste 1 kilometru pătrat în 5 zone. Piața Mihai Viteazu, centrul vechi, esplanada Teatrului Național Marin Sorescu, zona Doljana și părculețul de la Catedrala Sfântul Dumitru. Vizitatorii vor avea ocazia să-și cumpere tot felul de produse specifice sezonului de la cei peste 70 de comercianți care vor fi prezenți la târg. Mai mulți muncitori lucrează de zor pentru ca totul să fie gata vineri. Vin ultimele figurine luminoase care trebuie amplasate, se fac ultimele pregătiri la căsuțe, se racordează la curent. Astăzi a început și montarea bradului din piața Mihai Viteazul și toate pregătirile sunt aproape de final, ca să fim cu totul pregătiți, iar comercianții să intre deja în căsuțe de miercuri începând, să-și pregătească standul de vânzare, produsele, pentru ca vineri totul să fie la orele prânzului, să fie țiplă, să strălucească și gata să primească vizitatorii târgului. Copiii vor avea anul acesta mai multe surprize și locuri special amenajate pentru ei, atât în piața Mihai Viteazu, cât și în centrul vechi, în piața William Shakespeare, dar și în părculețul de la Casa Băniei. Și adulții sunt încântați și așteaptă deschiderea târgului. Căsuțele sunt minunate, sunt mai frumoase ca în trecut. Eram curioși de pregătiri și vreau să vedem și înainte cum, adică pe lumină și seara când să fie la deschidere. Și celor mici le place? Sunt super încântați. Ție ce ți-a plăcut cel mai mult? Căsuțele. Căsuțele mi-au plăcut. Cum le-ai descrie tu? Cum arată ele?
faimoase. Eu cred că arată mult mai bine față de anul trecut. Am înțeles cumva că a fost pe locul 6 în Europa anul trecut și anul ăsta am înțeles că are gânduri mari doamna Olguța. Ceva frumos. Vom veni la deschidere. Nu vom sta cât va fi deschiderea, dar vom veni. Vedem și noi despre ce e vorba. Pentru cea mică, bineînțeles. Municipalitatea a decis ca anul acesta, pe lângă decorațiunile din centrul orașului, să fie montate luminițe și în cartierul Craiovița Nouă. Târgul de Crăciun va rămâne deschis până pe 8 ianuarie 2023. Orașul s-a clasat anul trecut pe locul 6 în topul european al celor mai frumoase târguri de Crăciun. Regal Teatral la Pitești este prima ediție a Festivalului Internațional de Teatru Liviu Ciulei, la care participă teatre cunoscute cu producții renumite. Iar publicul avid de comedie a fost leitmotivul acestei ediții. Festivalul Internațional de Teatru Liviu Ciulei se desfășoară toată luna noiembrie la Teatrul Alexandru Davila din Pitești. Festivalul se desfășoară în mai multe localități din județ, la Curtea de Argeș, Câmpul Lung, Mioveni, Topoloveni, Costești, Ștefănești și Bascov. O să continuăm să finanțăm activitatea în așa fel încât activitatea devine din ce în ce mai dinamică, mai interesantă și mai pe placul publicului. 61,3 milioane de lei noi înseamnă întreg bugetul pe un an pe care Onor Consiliului Județean alocă celor 5 instituții subordonate pe zona de cultură. Este destul de mult, dați-mi voie să cred, înseamnă aproape 10% din total buget al Consiliului Județean. Weekendurile sunt rezervate teatrelor din Chișinău, Ploiești, Craiova și Notara. Teatrul din localitate are la final de lună premiera Volpone. În weekend au fost aplaudate producțiile Teatrului Național Satiricus Ion Luca Caragiale din Chișinău, Revizorul și Fără Pijamale. Seara asta, vedeți, e un teatru cu o istorie extraordinară. Născut după Revoluție, cum ar veni, cu o trupă extraordinară, cu un maestru, dirijor, maestru regizor Alexandru Grecu. Acesta este un teatru de rezistență al limbii și culturii române în Republica Moldova, iar piesa o satiră a slăbiciunilor umane și a defectelor din societate. Sala a aplaudat continuu și la a doua producție din Moldova, Fără Pijamale. Parcă m-a luminat cineva de sus! Aha! I-am zis eu lui tot. Copiii și tinerii din mediul rural, care provin din familii cu o situație materială precară, au dreptul la educație pentru a se putea dezvolta frumos ca adulți. O fundație din Norvegia se implică din anul 2004 în diverse proiecte educaționale, menite să sprijine copiii și tinerii din medii defavorizate. Fundația Adina Stiftelsen reprezintă pentru mulți beneficiari locul unde se pot dezvolta armonios. Mai multe despre aceste proiecte aflăm la rubrica Interviul Zilei de la managerul Adina Stiftelsen, România, Luminița Dincă. Astăzi vă vom povesti despre proiectul de la elev la angajat, advocații și servicii de instruire pentru tineri și femei la risc în județul Dolj. Este un proiect derulat de Fundația Adina Stiftelsen în parteneriat cu Adina Stiftelsen Norvegia și Stiftelsen Kirkens Bimisjon Bergen, cu sprijinul financiar Active Citizen Fund, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia, prin granturile SEE 2014-2021. La ce se referă mai exact? Cum îi ajută pe tinerii acest proiect? Încercăm să inspirăm tinerii să fie persoane active, cetățeni activi în societatea în care trăiesc, să poată să devină persoane adulte care, la rândul lor, pot întoarce societății și comunității din ceea ce au primit. Mai exact, de câți beneficiari este vorba și ce fac mai exact acești tineri? Mi-ați spus puțin mai devreme că sunt implicați și mulți voluntari, fie oameni simpli, fie firme, care vin aici și care învață pe copii sau le oferă stagii de internship. În proiectul acesta ne-am propus să lucrăm cu 60 de tineri, tineri care provin din grupul vulnerabile din comunele Șimnicu de Sus, Goiești și Fărcaș, tineri care să participe la ateliere în cadrul unui concept pe care îl învățăm de la partenerii norvegieni, concept care se numește V13, și în cadrul căruia, de 2 ori pe săptămână, organizăm ateliere de lucru susținute cu ajutorul voluntarilor.
Același lucru se întâmplă și în cadrul atelierelor cu femei și până în prezent am avut implicați 142 de voluntari. Vorbim de oameni de bine care doresc să împărtășească din cunoștințele și experiența pe care o au, care își doresc să inspire tinerii și femeile noastre pentru a putea să-și dezvolte calitățile și abilitățile necesare pentru a putea deveni cetățeni activi, dar în același timp să poată să-și găsească un loc de muncă. Încercăm să creștem angajabilitatea și să-i ajutăm să-și găsească locurile de muncă. Și acești voluntari vin și le povestesc pur și simplu despre ei, despre reușitele lor, despre greutățile pe care le-au întâmpinat, cum au reușit să treacă peste, încearcă să-i inspire pe tinerii noștri și să-i dirigeze către a-și găsi o meserie. Am avut voluntari din toate domeniile la care vă puteți gândi, pornind de la profesorii, regizorii, au fost electricieni, instalatorii, oameni care dețin companii. Am mers împreună cu tinerii și am vizitat unități de producție din Craiova. Un pic din toate. Și care a fost feedback-ul? Sunt foarte încântați. Sunt foarte încântați și găsesc interesant și incitantă fiecare întâlnire cu voluntarii. De fiecare dată ne întreabă înainte de a pleca cine vine data viitoare, despre ce vom discuta. De asemenea ne spun cam ce și-ar dori să repetăm și ce și-ar dori să lucrăm mai mult decât am făcut în cadrul unei activități. Toate aceste proiecte n-ar deveni realitate fără sprijinul voluntarilor, care este foarte important. Da, da. Suntem o echipă mică și am spus-o și o vom spune mereu, fără susținerea și ajutorul voluntarilor nu am fi reușit niciodată să realizăm și să fim acolo unde suntem acum. Nu vrem să ne lăudăm, dar suntem o organizație unică în România prin prisma celor 7 programe pe care le implementăm și ne dorim să putem să reușim să continuăm. Și sperăm din suflet ca pe lângă partenerii pe care îi avem din țările donatoare ale programului să reușim să inspirăm și companii locale să ni se alăture în eforturile noastre de a îmbunătăți societatea românească până la urmă. Asta și voiam să vă întreb, credeți într-o schimbare a lucrurilor după toate aceste activități, după toate aceste programe de voluntariat, se vede o schimbare, cel puțin în rândul tinerilor, în percepția lor despre viață, despre ceea ce ar trebui să facă? Da, da. Avem exemple concrete. Avem foști beneficiari care au devenit voluntari, care ni s-au alăturat în eforturile noastre de a-i ajuta pe cei mai puțin norocoși, oameni care nu doar îi inspiră pe cei cu care lucrăm în momentul acesta, dar care îi și sprijină, care au inițiat campanii de strângere de fonduri, care au reușit să adune alături de ei prieteni și au dus mai departe vorba și au ajutat la diseminarea informațiilor, au adus alături de noi alți voluntari și, repet, nu în ultimul rând, fonduri pentru ca noi să putem să continuăm ceea ce facem. Beneficiarii din ce categorii provin? Vorbim de grupul vulnerabile. Sunt familii care au probleme socioeconomice, sunt familii monoparentale, sunt familii în care părinții sunt plecați în străinătate și copiii au rămas în grija bunicilor sau poate a unor mătuși și unchi și care se află la risc. Noi încercăm să ținem departe de comportamente negative toți acești tineri și să îi implicăm în activități care să le dezvolte competențele. CSM Slatina a pierdut cu 1-0 meciul cu Unirea Constanța, susținut în fața propriilor suporteri, în cadrul etapei cu numărul 13 a Ligii Secunde. Rezultatul final al acestei întâlniri a fost unul surpriză și pentru jucătorii constanțeni, care au sărbătorit victoria chiar în vestiare.
CSM Slatina s-a împiedicat de Unirea Constanța, echipă în partea a doua a clasamentului Ligii Secunde, în cadrul întâlnirii contând pentru etapa cu numărul 13. Singurul gol al partidei a fost înscris la mijlocul primei reprize de Romeo Niță, care, după ce a primit o minge de la unul dintre coechipieri, a speculat ieșirea în întâmpinare a golkeeperului Ionuț Popa și a trimis mingea în poarta goală. Deși au avut mai multe ocazii bune să înscrie, elevii lui Dan Oprescu nu au reușit să marcheze. Și astfel, suporterii prezenți în tribunele stadionului 1 Mai din Slatina au avut parte de cea mai nedorită surpriză. La polul opus, rezultatul nesperat i-a determinat pe fotbaliștii constanțeni să sărbătorească victoria chiar în vestiare. Sunt trei puncte la care nu se așteptau mulți. Este o surpriză ținând cont de clasamentul între cele două echipe și este o surpriză ținând cont de numărul de goluri pe care le primim și numărul de goluri pe care le primit echipa adversă. Încercăm de la etapă la etapă să le arătăm acestor copii că sunt la Liga a doua și că fotbalul nu înseamnă doar posesie, ci fotbalul înseamnă să știi să te aperi. Echipa slătinană nu a pierdut în meciul cu Unirea Constanța doar cele trei puncte puse în joc și a coborât pe locul 8, ci și șansa de a urca în play-off. Dacă încercăm să jucăm altceva decât putem, decât au calități acești băieți, nu că nu batem pe nimeni, nu facem niciun punct. E lucru pe care l-am atras atenția de vreo două săptămâni în care băieții au început să se creadă că pot să joace altceva. Am mai văzut lucruri de genul ăsta chiar la nivel mare, chiar și în campionatul Angliei. După ce au câștigat campionatul, Leicester a crezut anul următor că poate să joace altceva și după 20 de etape era la retrogradare. Deci, la fel vă spun și băieții ăștia au niște calități pe care pe ălea trebuie jucat și pe ele au făcut niște puncte. În următoarea etapă, CSM Slatina va juca în deplasare cu CS Comunal Schelimber, echipa aflată pe poziția 11 în clasament. Să aflăm acum și ce ne rezervă vremea pentru mâine. Urmează rubrica Meteo. Vremea s-a menținut mai caldă decât normalul termic al datei calendaristice, cerul a fost mai mult noros în cea mai mare parte a intervalului, vântul a suflat slab până la moderat. La ora 16 erau 12 grade la Polovrad și 17 grade la Băilești, Calafat și Bechet. La noapte cerul va fi mai mult noros în cea mai mare parte a intervalului, pe arii restrânse va ploua, vântul va sufla slab până la moderat, temperaturile minime vor fi cuprinse între 6 și 10 grade, izolat vor fi condiții de ceață. Mâine vremea va fi mai caldă decât normalul termic al datei calendaristice. Cerul va prezenta înnorări temporare. Izolat în zona de munte, vor fi condiții de ploaie slabă. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 20 de grade. În finalul telejurnalului vă prezentăm top 3 cele mai vizionate știri și interviuri care au fost difuzate în cadrul telejurnalului regional și postate ulterior pe canalul de YouTube al TVR Craiova în săptămâna 31 octombrie-6 noiembrie. Primul loc este ocupat de știrea spulberat petrecerea de pietoni, urmată pe locul al doilea de știrea bătaie în școală între două eleve. Locul 3 în topul preferințelor dumneavoastră este ocupat de știrea a obținut o nouă calificare. Acest clasament a fost realizat pe baza numărului de vizionări înregistrate de videoclipuri. Telejurnalul a ajuns la final, însă dacă sunteți martori unor evenimente care pot deveni o știre, ne puteți trimite imagini și informații pe numărul de WhatsApp 0746145204. De asemenea, ne puteți contacta și pe pagina de Facebook TVR Craiova. O seară liniștită să aveți! La revedere! Acest program este destinat